În România, accesul la facultate fără examenul de bacalaureat este limitat și, în general, bacalaureatul este o cerință standard pentru admiterea la universități. Cu toate acestea, există câteva opțiuni pentru cei care nu au promovat examenul maturității sau care doresc să urmeze altă cale educațională. Este vorba de învățământul terțiar non-universitar, care se organizează la nivelul colegiilor ale instituțiilor de învățământ superior acreditate pentru absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat. Învățământul terțiar non-universitar durează între 1 și 3 ani în funcție de complexitatea calificării. Cei care nu reușesc să obțină media de trecere a examenului de bacalaureat pot opta pentru continuarea studiilor la colegiile unor universități din București, Timișoara, Pitești, Reșița, Cluj-Napoca, Galați, Constanța sau chiar la Colegiul pentru Învățământul Terțiar Non-Universitar al Universității din Petroșani.